Da, suntem în direct. Presim că o să ne schimbăm numele emisiunii în câteva zile. Dosar de candidat, mai exact, că suntem practic în campanie, în pre-campanie prezidențială. Mai sunt 20 de zile până când vor fi depuse listele electorale pentru campania prezidențială. Candidați mulți, apar și sondaje de opinie. Vedeți rezultatele sondajului IMAS. Ultimul sondaj IMAS cu 45% pentru Iohannis, Barna 17%, Victor Ponta, ciudățenia ciudățenilor, cei de la IMAS insistă să-l măsoare pe Ponta la 14%, deși Ponta nu candidează, Tăricianu nu candidează 13%, Viorica Dăncilă 8,4%, Mircea Diaconu și alții nu sunt măsurați. Vom lua cu precauție fiecare sondaj parte în parte. Un sondaj IRSOF de acum două zile publicat de presă îl indica pe Iohannis la 31%, pe Barna undeva la 17%, Dăncilă la 17% și Barna la 14%. Invitații mei din această seară, în a doua parte a emisiunii, Cristel Hejdan Bucura și Mihai Neamțu, se alătură dezbaterii Gheorghe Falcă, europarlamentar PNL. Domnule Falcă, bună seara! Evident că nu o să ne spuneți rezultatele sondajelor interne, dar unde este domnul Iohannis? În plaja asta, între 31% și 45% cât îl dă IMAS. Așa cum știți, sondajele sunt măsurători la zi. Asta nu înseamnă că peste 3 săptămâni pot să fie aceleași cifre. De aceea, pentru noi, important este că președintele României conduce detașat și cred că în momentul în care vom intra în plin în campanie, în dezbateri, pentru că o să vină momentul dezbaterilor. Va fi o dezbatere? Oricum, între candidați? Fiecare candidat se va adresa în primul rând cetățenilor și eu cred că va exista și vor exista dezbateri. În cadrul dezbaterilor să vedem programele și modul de gândire acestor oameni, pentru că alegerile prezidențiale seamănă destul de mult cu ceea ce înseamnă și alegeri locale, când cetățenii se uită foarte mult la om și mai puțin poate la partidele politice. De aceea, de multe ori în sondaje, lucrurile pe care nu le vedeți de la instituțiile de cercetări, se analizează votați de stânga, votați de dreapta, se analizează grupe de candidați care pot să susțină în turul 2 pe un candidat și un alt candidat. De aceea, România este într-o perioadă frumoasă de competiție și trebuie să luăm această perioadă ca o perioadă de competiție cu dorința noastră de a vedea cât mai multe idei bune pentru România. Foarte interesant, Gheorghe Falcă a introdus în discuție o chestie foarte interesantă. Eu nu înțeleg, apropo de sondaje, și o să vedeți al doilea slide, eu nu înțeleg, de exemplu, unde au dispărut cele 43% ale PSD din 2016. Hal naibii, parcă s-au topit. Pentru că dacă măsori, da, dacă aduni, pardon, rezultatele doamnei Dăncilă, hai să-l punem și pe Tăricianu, și pe Ponta, băgați-i și pe Mircea Diaconu, nu ies alea 43%. Mă refer aici la votul pe partide. Al doilea slide este cu 28,4 PNL, 19,8 USR, 17,9 PSD, 1,7 Pro-România, ALDE 7,4, care a ratat intrarea în Parlamentul European având 4%, dar ci că la intenție de vot ar avea 7,4, plusul lui Cioloș 5,5, nu înțeleg de ce îi măsoară separat, deși au alianță politică înregistrată, oficială, declarată, cu DMR-ul 4,6 ca de obicei, dar totdeauna ei intră în toate parlamentele, așa, și da, sursa este Europa FM, comanda este același IMAS, Dan Bucura. Unde sunt voturile PSD-ului? Un lucru apropo de IMAS ăsta, am văzut acum, cred că mai puțin de o lună de zile, în niște cifre complet diferite, girate de acest IMAS. De aia spuneam, am văzut în intervențiile mai devreme că domnul Falcă a fost un pic drăguț, ca să zic așa, că domne, evoluează lucrurile, da, evoluează, da. Dar dacă te uiți la evoluția în sondajele astea ale acelorași case, te iei cu mâinile de cap. Și aici, apropo de domnul Teodorescu de la IMAS, i-aș mai da o sugestie în seara asta, dacă tot face sondaj. Văd că lipsesc acolo nume importante, dacă tot face. Să-l bage pe Papa Francis, să-l bage pe Prințul Charles, să-l bage, nu știu, pe ăsta, King Jong-un, da, pe Donald Trump, că lipsesc acolo, domne.
Păi, acum dacă vrei să faci o chestie serioasă și vrei să vii cu ceva, eu te întreb, de ce îl sondezi pe Ponta? De ce îl sondezi pe Tăricianu? Mai dai și cu 14%, iartă-mă, dacă are Tăricianu 14%, cred că... Sunt singura explicație. Da. De ce? Ești prost profesional, fie vrei să manipulezi. Păi aia spun, vrei să... Ponta țipă de luni de zile, de luni bune, că nu candidează. Dar spune... Hai să zici că la Tăricianu zici că o fi rămas. Au făcut formularele, le-au tipărit, le-au dat copiilor ăla. Mergeți, bă, pe stradă. Între timp Tăricianu s-a sucit, a fugit. Aoleu, ce facem? Nu mai întoarce copiii cu formularele, lasă-l să-l ia. Dar Ponta de 6 luni. Eu spune. Eu sunt supărat că nu-l văd pe Dacian Cioloș. Știa să-l bagi și cu amețeala asta. Da, cu amețeala asta pune USR și pune și plus că dacă cumva iese prost le tăiem de acolo, să avem explicații. După alegerile europarlamentare, știi că am făcut noi acea promisiune în fața telespectatorilor și am comentat rezultatele care spuneau cu totul altceva. Dom'le, au fost mulți ca o lebă de toți experții ăștia de la, în afară de Marius Pieleanu care a ieșit, mă rog, a explicat el niște chestii cu prezența, că în rest toți mulți ca o lebă de dispăruseră. Deci a doua zi, în seara alegerilor, nu mai găseai un sondator de ăsta, cred că dacă îl căutai și cu poliția nu-l găseai. Acum au înviat, au ieșit, iar ca ciuperce după ploaie. Iar ne explică. Eu nebunesc când îi văd așa, nu știu. Cum menționa că l-ați avut aici în platou pe Bruno Ștefan, cred că totuși casa domnului Bruno. Da, bun. Bruno a ieșit, dar și Bruno mai târziu. Stai, nu, da, atunci da, la da, cal... Dar în rezumat putem spune așa, mai poetic, imasul e pe imaș. Adică e într-un islas de ăsta unde orice se poate întâmpla. Totuși, hai să vedem care e specificul candidaturilor sau mai ales al acestei competiții. În primul rând, imprevizibilitatea. Nu uitați cu ani în urmă, da, când Traian Băsescu era socotit perdant în fața lui Joană, ce spectaculoasă a fost recuperarea în turul 2 în fața candidatului PSD. Nu uitați ce s-a întâmplat în 2004 împotriva lui Năstase, Traian Băsescu a câștigat. Nu uitați ce s-a întâmplat chiar recent, când domnul Klaus Iohannis l-a înfrânt în turul 2 absolut spectaculos pe Victor Ponta, care mânca popcorn. Recuperând 20%. Și nu uitați faptul că subiectul meu favorit în noaptea alegerilor prezidențiale din America, când 14 experți în studioul nu dumneavoastră, ci al lui Rareș Bogdan, mă combăteau ca pe un fanatic republican și îmi spuneau că niciun caz Hillary Clinton nu poate să piardă, dând-o cu 5% peste Donald Trump. Donald Trump a câștigat în pofida tuturor caselor de sondare a opiniei publice. De ce? Acolo a funcționat spirala tăcerii. Oamenii nu doreau să spună la un moment dat cu cine votează, era o chestiune de, să spunem, deci, intimidare de socială. Era și o înțelegere, și noi știm acest lucru, între pastorii din bisericile americane, care au comunicat foarte bine cu proprii oameni din biserică, știau foarte clar cu cine să voteze, dar au spus, noi nu vorbim despre politică și ne vom manifesta în momentul X. La urnă. Dar acum eu aș vrea să introduc surpriza acestei competiții, pentru că tot ne place România educată la Cotroceni. În sfârșit avem un om foarte educat în această competiție. El se numește Teodor Paleologu și cred că îmi pare foarte rău că n-a fost sondat. Cred că el va fi surpriza acestor alegeri, pentru că atunci când românii îl vor cunoaște, încă nu-l cunosc suficient, problema de notorietate se poate rezolva în 2 luni de zile, n-am nicio îndoială, vor descoperi că în țara asta există și altă tipologie a omului dornic să reprezinte o țară, un om care are experiență de diplomat, un om care are experiență antreprenorială și un om care are școala făcută acolo unde trebuie, nu? La Sorbona, la Berlin și la Harvard. Dacă în țara asta vrem să începem totul prin educație, cu educație și pentru educație, atunci ar trebui să ne raportăm la aceste figuri și nu o spun ca intelectual aici, ci ca tată, căruia îi pasă la ce școală își va trimite copilul. Nu e normal, da? Nu e normal într-o țară de, repet, oameni politici care sunt certați cu limba română, apropo de ziua de ieri, ieri a fost ziua limbii române, și care să nu mai spune că sunt certați cu limbile străine. Apropo, nu știu dacă știați că 35 de diplomați români ambasadori nu știu limba țării în care servesc. Da? Deci într-o asemenea țară, când îți vine un portret de boier, aristocrat, care înțelege geopolitica, înțelege provocările zilei și care nu este tras cu cheița, care nu este nici omul Franței, nici omul Germaniei, nici omul Moscovei. Cine este omul Franței? Nu, am spus despre ai sugerat fără să spun. Teodor Paleologu, că e un om autonom, care gândește cu propria lui minte, cine care are discernământ. Cine trage cheița? Domnule, eu știu că ești la Renew Europe, de pildă, și te numești Dacian Cioloș și ții foițele de la domnul Macron, cred că reciți o partitură
centrist de stânga a domnului Macron. Nu cred că reciți partitura fermierului român. Apropo, că ne trebuie 300 de parlamentari, 300 de euro pe hectar subvenție, 300 de școli profesionale, o universitate în top 300 și 300 de spartani în politică. Nu prea avem, avem foarte mulți lași. Da? Când vom avea chestiunea asta fixată, România o să aibă viitor. Da, îmi bucur. Apropo de sondaje, crezi că anul ăsta, zicea și Mihai Neamțu, se poate întâmpla o răsturnare de asta surprinzătoare? Apropo, Alin Teodorescu, pentru evenimentul zilei, la începutul acestei săptămâni, făcea o analiză, Alin Teodorescu, care se ocupă de IMAS, spunea că vede o finală, un tur 2 între Barna și Iohannis, cu Barna care îl bate pe Iohannis, așa, pe ultima sută de metri, la mustață. Crezi că anul ăsta o să vedem o schimbare de asta de situație ieșită din comun, o lovitură de teatru? Silviu, fără să mă dau expert în sondaje și în analize de genul ăsta, pot să spun ceea ce văd. Și anume, dacă mă întrebai acum câteva luni despre șansele ca Barna sau oricare candidat al USR-ului să ajungă în turul 2, aș fi spus că este exclus. Nu știu de ce, dar de câteva luni încoace, PSD-ul și nu doar PSD-ul face tot ce ține de el și de apropiere să realizeze această finală. O finală între Klaus Iohannis, candidatul favorit cu cele mai mari șanse în primul tur și așa mai departe, cu un candidat al USR-ului care astăzi știm că se numește Dan Barna. Nu știu cum, de ce, ce forțe, ce, că iarăși intru în teoria aia când aud că mă ia capul cu securiștii, cu dărit vechi, dărit nou, care lucrează pe nu știu cine ca să-l bage pe nu știu cine, mă ia capul, dar ajung, până la urmă o să ajungem să vorbim tot, știi, cu securismele astea, ne intră toți în cap, mi-amintesc pe vremuri când eram... când era fobia asta cu ascultații, am sunat un băiat ăsta, acum mă denunț în direct, ce să fac, vindea CD-uri pirat, știi, ideea, mai cumpărai, dădeai 5 lei, 10 lei, vedeai un film, și îl sun, băi, ce filme noi ai, ce, mă, domnul Dan, zice, unde sunteți? Nu știu, mă, sunt cu treabă, zic, haideți că totuși vin eu la noastră, că cu telefoanele astea ascultate nu știi niciodată. Ăla vindea o plasă de CD-uri, de suntem nebuni. Așa e și cu asta, adică ajungem să intrăm într-o teorie de asta, că securiștii, repet, dărit nou, dărit vechea. Dom'le, nu știu ce fac, dar asta, dacă ei fac sau pur și simplu e vina PSD-ului, dar au făcut poate, de 3 luni încoace poate că e tot o consecință, ce ține. Poate nu e o teorie a conspirației, este o consecință, domnule Terheș. Cum arată datele acum, și aici Adam Bucura zic are dreptate. Deci, dacă pro-România și cu ALDE îl susțin pe Mircea Diaconu, cu siguranță el va lua votul de la PSD. Și atunci Viorica Dăncilă nu o să intre în turul 2. Cine este principalul beneficiar al faptului că Viorica Dăncilă nu intre în turul 2? E te Dan Barna. Nu, domnule Terheș? Eu am trecut cine printr-o campanie electorală în România, da, și am auzit fel și fel de analiști în studiile de televiziune spunând că ce se va întâmpla în funcție de sondaje. Eu spun că în fond și la urma urmei va fi alegerea românilor pe cine vor vota. Cum arată astăzi statisticile, chiar am văzut un sondaj și astăzi, premierul Viorica Dăncilă este pe locul 2 și este în creștere, în timp ce Barna e în descreștere. Nu, trebuie și o completare apropo de analiștii cu care v-ați întâlnit în campanie. Să spuneți totuși, să ne uităm, să spunem telespectatorilor că v-ați întâlnit și cu analiștii de aici, inclusiv cu mine, cu Silviu Mărsie, și noi în corpore v-am spus că e groasă pentru PSD și că nu o să luați nici pe departe cu 3 în față, cum sperați. Deci aici cred că ați găsit analiști obiectivi, că vă spuneam de atunci, domnul Tergeș, e groasă. Cu Dragnea, cu ăștia, cum ați făcut, e groasă. Mă rog, nu e locul bine, și momentul și de a... E bine și cu 2 în față la PSD, să știm. Păi nu, atunci era... Deci în momentul de față, cel puțin din datele pe care eu le-am văzut chiar astăzi, premierul Viorica Dăncilă e pe locul 2, e în creștere, în timp ce Barna e pe locul 3 și e în datele, descreștere. La ce date vă referiți? Date la unui sondaj. Care sondaj? Unui sondaj. Păi ziceți sondaj intern PSD? Nu, un sondaj pe care l-am văzut. Al PSD-ului măcar, nu văd ce sondaj. Nu al PSD-ului, un sondaj care, mă rog, pe care l-a făcut o casă de... Păi enunțați o sursă. Vor veni și altele publice în săptămâni, zilele îmi care urmează. Îmi cere și CNA-ul până la urmă. Poate vă referiți la IRSOP. Nu publicat de Antena 3. Ăla vă referiți, da? E o casă de sondare din România și din ce am înțeles de la persoana respectivă, mai multe sondaje care au fost făcute în zilele acestea, arată același lucru. Premierul Dăncilă este în creștere, în timp ce Dan Barna este în descreștere. Și dovadă stă faptul că nu prea vedeți, nu are subiect de campanie, sigur, nu are nimic.
sigur, iertați-mă că intervin, sigur în creștere este datoria publică. Sigur în creștere este deficit. La 105 sigur sunt de la 18 miliarde de lei deficite angajate de un guvern irresponsabil, condus de un ministru al finanțelor care nu se uită la avuția țării, ci se uită la cum poate să fie președintele organizației de femei, cum să facă glume proaste, cum să fie ministru discotecă. Asta e problema responsabilității. Pentru că, ok, unii candidează, înțelegem, dar doamna Viorica Dăncilă trebuie să își, atenție, a spus-o domnul Zegrean, m-a confirmat, să își delege funcția, atribuțiile, iertați-mă, funcției de premier. Ea se plimbă prin țară, dar cine mai guvernează? Deci trebuie o dată să își delege atribuțiile funcției. Punctul 2, acolo unde... Măcar în campanie. Nu aia oficială. Acolo unde vin avertizmente grave privind stabilitatea macroeconomică a României, nu? L-am auzit pe domnul Eugen Rădulescu de la Banca Națională, spunând că nu putem duce așa. Nu putem să ne împrumutăm non-stop. În timp ce, iată, INS-ul ne spune că piramida demografică s-a inversat, adică sunt tot mai puțini copii care se nasc, că n-am avut grijă de o politică pro-life în țara asta. În timp ce, iată, copiii care se nasc în România sunt tot mai puțini, numărul de oameni care pleacă din țara asta, pentru că nu există corupție, zice domnul Terheș, ci doar o problemă de percepție. Dimințiți din nou, puneți în gura mea în condițiile în care, vreau să mă lăsați să termin și după aceea vă ascult. Deci, în condițiile în care ne-au plecat 200 de mii, nu spun eu, Institutul Național de Statistică spune, au plecat anul trecut din țară. Păi, atunci țara asta trebuie și guvernată. De către cine, vă întreb? De către oamenii care sunt interesați numai și numai domnule de... Domnule Falcă, care de fapt e tema centrală a acestei campanii, în opinia dumneavoastră de la PNL? Ce trebuie să afle românii important în alegerile astea prezidențiale? Trebuie să îi împărțim pe candidați, să înțelegem scopurile unor candidați. Trebuie să fim sinceri și nu trebuie să fim mari analiști, să ne dăm seama că cei de la Pro-România n-au vrut să candideze cu Victor Ponta, pentru că a pierdut și în urmă cu 5 ani. El vrea să pregătească pentru o candidatură de peste 5 ani. La fel, domnul Tăricianu, având un partid care n-a trecut un prag electoral, trebuie să găsească un candidat. Și să știți că ideea lor de a se uni cele trei partide, PSD, ALDE și Pro-România, era o idee corectă de a avea un reprezentant și de a putea transmite un mesaj de reprezentant competitor. Astăzi, eu nu vreau să jignez niciun candidat, nici măcar pe prietenul Paleologu, dar astăzi avem un singur candidat care are statura, un singur candidat care poate să îndeplinească condițiile importante de ceea ce înseamnă această funcție. Relaționare pe sistem de securitate, ceea ce astăzi România are o garanție în relația româno-americană și în relația Klaus Iohannis și domnul Trump. Apoi trebuie să fim sinceri și să știm că în Europa, astăzi, situația liderilor nu mai este atât de mare, nu mai avem lideri puternici. Doamna Merkel nu va mai fi cancelar, Macron va pierde alegerile, în Italia e dezastru. Dacă ne uităm în Consiliu, în Consiliu European, cu excepția domnului Orban, președintele Klaus Iohannis, dacă are al doilea mandat, va fi omul cu cea mai mare expertiză. Și atunci direcția de interes a românilor, pentru că aici, înainte de a vorbi de partide, trebuie să vorbim de România și de români. România și românii trebuie să gândească la securitate, apoi la strategiile pe ceea ce înseamnă următorii ani energiile. De aceea noi, Partidul Popular European, am luat la Bruxelles Comisia de Energie și am luat-o noi, Partidul Național Liberal, pentru că trebuie să înțelegem interesele României. Și atunci, de la securitate, mergem la partea de energie care va fi importantă pe următorii 10 ani. Și atunci ne dăm seama de fapt că avem competitori care vor să-și salveze partidele. Da, e simplu. Și avem un candidat cu cine, cu care vrea să-și salveze scaunul. Domnul, și un candidat domnul Falcă, care... sunteți foarte, foarte simpatic. Suntem deci, și prieteni, nu doar simpatici. Domnul Falcă, dar un candidat care poate să facă acest lucru. Implicării lui Klaus Iohannis, care a absentat de la o reuniune a Consiliului European privind Brexit, fiindcă vizita parcul arheologic din Pompei. Deci eu înțeleg argumentele dumneavoastră, sunau perfect. Asta nu acum e... cât timp? Acum câteva luni, nu contează. Nu, vă spun, statutul domnului Klaus Iohannis în materie de prezență, de vigilență, de viziune articulată privind securitatea,
majoritatea Europei este unul modest. Nu, ideile pe care noi le-am auzit din partea domnului Iohannis sunt puține și scrise de alții. Acum, vă rog să nu-l faceți pe Klaus Iohannis responsabil de ceea ce nu poate fi. Pentru că nu este un om al dialogului. Nu puteți să ne spuneți că el a participat la vreo dezbatere în ultimii 3 ani de zile în sânul societății civile care să vizeze viitorul Europei. Nu puteți să-mi spuneți că după ce cu tupeu, Victor Orban, numai puțin, în țara noastră, la Tușnad, atenție, anul trecut, da. Nu știu dacă țineți minte, da? Vine în țara noastră și articulează o viziune privind bazinul subcarpatic. Totuși e liderul Ungariei, care vine la tine acasă și îți dă o palmă și îți spune că el are planuri privind Transilvania. Nu puteți să spuneți că replica lui Klaus Iohannis a fost fulminantă sau citată măcar de o agenție de presă. Nu puteți să-mi spuneți că în materie de politică externă, când tu nu ai scaun ocupat în Israel ca ambasador, nu avem acolo pe nimeni, când nu ai scaun ocupat în Ottawa, vorbesc despre Canada, da? Țară din G7, nu avem ambasador, când nu ai la ICR Viena un președinte, vedeți când cum coborâm, vedeți numai puțin, da? Când acum nu am rezolvat, scuze. Când nu ai rezolvat, rezolvat problema vizelor și Schengen, nu puteți să spuneți mie Klaus Iohannis este singurul candidat, restul nu sunt. I-a jignit pe ceilalți și mai ales pe Teodor Paleologu, care este fost ambasador, ministru într-un guvern pe care l-a susținut și, atenție, a fost parlamentar. Pertinentă și prietenească. Da, să nu... Eu nu știu cum e cu... Puteți să nu spuneți sau nu spuneți, dacă am toate sondajele astea, spun, din păcate. Ce? Adică, că, virgulă, Klaus Iohannis este... E primul candidat. Primul candidat. Da, adică... dar nu e singurul. Domnul Falca da, e Klaus Iohannis, un gol mare. Și dăm voie să-ți argumentez tot prietenește. Nu. Văd dorința de a vorbi foarte mult despre Paleologul. Îl știm, am vorbit despre el, ne bucurăm, l-am invitat la Arad. Nu, dar ce am spus rămâne valabil. Avem candidați pentru un număr de partide, ca partidele, să treacă pragul electoral. Și avem un singur candidat, care e Klaus Iohannis, care nu discută despre partide, ci despre propriul scaun. Și discută, e competiție, fiecare candidat pentru așa, de a discută de ceea ce înseamnă rolul unui președinte. Și merge mai departe, pentru că... Dar ce îl recomandă pe Klaus Iohannis? Sunt sigur că se va prezenta. Nu trebuie eu să vin să vorbesc despre Klaus Iohannis. Deja, din sondaj, vedeți că români... Nu, eu cred că deja despre un președinte care a activat 4 ani în jumătate, cred că deja românii au o impresie. Imediat... Ultima vizită absolut remarcabilă la București în mandatul domnului Iohannis, de care să fi vorbit toată lumea. Vă dau răspuns și la acest lucru. Nu s-a făcut pentru aici. Că ce avem noi în această competiție, și aici este de fapt regretul la ceea ce înseamnă PSD, avem un candidat care trage PSD-ul în jos, da? Sub 10% este doamna Dăncilă, când PSD-ul are 20%, avem un Dan Barna care este sub votul de la europarlamentare și asta arată că sunt unii oameni care vor să, în această competiție, vor doar să primească eticheta de lider în interiorul partidului. Sunt partide care au candidați pentru a menține un partid în viață și, cer scuze, așa arată toate analizele, există un singur candidat, Klaus Iohannis, care are profilul și are percepția publică de viitor președinte al României. V-am întrebat acum 3 minute care va fi tema acestei campanii. Noi astăzi vorbim despre profilul Iohannis, nimeni nu contestă. Am început cu securitate. 4 ani de zile, bun. Ce se va discuta în această campanie, ziceți, despre securitate? Este obligatoriu pentru ceea ce înseamnă astăzi poziția României și pașii care au fost făcuți în ultimii 2 ani în competiția aceasta europeană. Avem o problemă cu securitatea României, să înțeleg. Nu, de este aceea a devenit temă. Avem nu, întotdeauna, cu Federația Rusă. Întotdeauna avem... România. Știți ceva mai mult decât nu știm noi? Sau întotdeauna România a trebuit să se gândească în primul și în primul rând la securitate. În 2014 nu era tema securității. În ceea ce înseamnă... Da, astăzi în Europa se discută, plecând de la ideea domnului Macron, pentru că trebuie să înțelegem ce înseamnă această luptă europeană în acest moment, să creăm o armată europeană. România, păi nu este, România nu este de acord. Și aici să nu fie de acord. Pentru că noi avem în alianța nord-atlantică o garanție a ceea ce înseamnă securitatea. Și vine securitatea. NATO să ne apere dacă vin rușii peste noi? Da. Să știți că nu o să vină niciodată vreun francez.
În schimb, NATO, da. Sau armata germană, nici atât, că știți că 70.000 de oameni. NATO sunt și soldați francezi. Mulți. Tocmai de aceea trebuie să menținem această linie. Deci, în disputa europeană, pentru că am primit și întrebarea de la Mihail, aici este, e clar să ne definim România ce poziție are la nivel de securitate. Parteneriatul strategic cu America face acum, din mutările pe care o să le facă America, din bazele din Germania, în două țări, o să vedem ce înseamnă din nou soldați și securitate în cele două baze, de Veselu și Cogălnicianu. Al doilea nivel. Am spus despre ceea ce înseamnă astăzi competiția energiilor. Tot plecând de la influența americană, pentru că aici și eu cu Mihail cred că vorbim aceeași limbă. Despre ce proiecte energetice? Că povestea de la Marea Neagră cu gazele e blocată. Nu, ce poveste cu energie? Ce energie? În primul rând, și de la Marea Neagră, deci și de la Marea Neagră trebuie deblocat. Conducta care traversează România deja are în județul Caraș zona de pompare. Mie îmi pare rău că nu reușim să facem discuții profunde de ceea ce înseamnă rolul României. Am înțeles că ea de la Transgaz s-au găbit să fac o licitație, Nelu Sterian, un băiat foarte șmecher. Am înțeles că vrea să pape 300 de milioane de euro. Dar noi n-am dat drumul la exploatare în Marea Neagră. Ăștia ce bagă pe țeapă asta, de aceea, pe conducta asta pe care o fac? Tocmai de aceea noi trebuie să avem... Deci faci conducta înainte să ai surse. Sursa internă a României și sursa de tranziție, pentru că în ceea ce înseamnă Marea Neagră, România, Georgia este de fapt linia care menține securitatea față de ce înseamnă Federația Rusă și politica destul de îndoielnică a Turciei, dar atâta timp cât există bază NATO acolo, această linie Georgia-România menține o zonă de securitate. De aceea va fi o temă, eu cred că o temă importantă pentru noi, pentru economia mare, pentru ceea ce ne interesează ca prin această securitate să trecem la partea de energie, pentru că în următorii 20 de ani, în rapoartele pe care le primim noi la Bruxelles, da, și aici suntem doi oameni care primim rapoartele la Bruxelles, zona de energie va fi o zonă de investiții majoră. Ce face astăzi Trump? Pune la încercare fidelitatea și parteneriatul european-american, spunând, domnilor, vă oferim gaze, hai să terminăm cu gazele de la ruși, hai să începem să schimbăm noi economia între noi. Domnul Falcă, de aceea al doilea segment va fi... Neamțului îi place așa de mult gazul rusesc și lui Macron cred că îi place gazul. Îi plac contractele. Tocmai de aceea v-am spus că în următorii 5 ani, dacă suntem... Să nu vorbim despre candidați. Ba da, în următorii 5 ani, îl vedeți pe Macron? Nu. Uitați-vă în sondaje. Doamna Merkel... Nu mai este. Ce lipsește astăzi Europei? Un lider. Implicat. Iar noi putem juca astăzi pe linia pe care o avem cu Klaus Iohannis și cu ceea ce înseamnă implicarea noastră. Gândiți-vă, nu m-am pus, dacă ar cădea mâine guvernul, am putea trimite un comisar european care să aibă un portofoliu important. Din ce știu, s-a discutat foarte mult de ceea ce înseamnă ambasadoarea României în Belgia, da? Pentru că ai nevoie să trimiți în zona respectivă. Se vorbește de ambasadora din Belgia să fie nominalizată pentru funcția de comisar? De comisar. Da. Pentru că noi și Italia n-avem în acest moment de reprezentant. Gândiți-vă că în luna noiembrie Parlamentul European trebuie să voteze comisarii. Da? Iar guvernul trimite comisarii. Gândiți-vă ce rol joacă un comisar în guvernul european. Da? Deci, și am avut portofolii importante. Bun, dar o să facem mie subiect. Domnul Neamțu, ce vreți să-l debat? Aveam o chestiune foarte punctuală. Deci pledoaria pentru România este minunată. O îmbrățișăm cu toții, fără doar și poate Statele Unite caută un partener. L-a găsit în Polonia înainte de toate, că nu l-am văzut pe Trump venind la București, l-am văzut la Varșovia, în țările Baltice și în România. Nu înseamnă că nu trebuie să salutăm toate eforturile administrației de la București în legătura cu America. Doar că mi s-a părut ușor comic, realmente comic, faptul că domnul Falcă ne-a făcut portretul unui om implicat, despre care poporul român spune lucruri pe care n-aș vrea să le reproduc. Poporul român spune că implicat, este implicat, că e 47%. Că e ficus, că e mut, că este în vacanță, că este permanent absent, că nu are replică când
leșină un soldat, nu-l vede, că e o stare de nepăsare. Mi-a și plăcut Mihai Neamțu. Da? Da. Și atunci abia aștept. În momentul în care erai membru PNL. Da, încă o dată le-am spus și de-aia am fost marginalizat. Când erai în PNL, am fost interesant să le spun. Mereu, Frank, dar vocea... întreb domnul Falcă, ultima chestie. Domnul Falcă, îmi promiteți ca membru PNL și coleg din PPE că veți pleda ca domnul Iohannis să accepte o dezbatere cu domnul paleologul? Dar eu nu pot vorbi în numele domnului... Nu, dar va accepta o dezbatere ca om implicat. Faceți-i o solicitare oficială. Da, eu nu pot vorbi în numele domnului președinte. Solicitare oficială, cu ghilimele de rigoare, am făcut și noi la Dan Barna, președintele USR, nu a vrut să intervin la emisiune. Cristian Zeidler, în schimb parlamentar USR. Bună seara! Bună seara! Despre ce va fi această campanie? Vă adresez aceeași întrebare pe care am adresat-o și domnului Falcă de la PNL. În opinia dumneavoastră, care va fi tema? Despre ce se va discuta în campania asta prezidențială? Vă spun despre ce cred eu că ar trebui să se discute și apoi fiecare candidat va veni cu agenda proprie, evident. Eu cred că ar trebui să avem o discuție foarte serioasă și să folosim această campanie electorală în acest sens pentru a avea o discuție despre cum ar trebui reașezate instituțiile statului român. Dacă mai era necesar, cazul Caracal a fost, din păcate, vârful pe o grămadă de probleme pe care funcționarea instituțională a statului român le-a arătat de-a lungul timpului. Stați puțin, că asta e o chestiune guvernamentală, nu e o chestiune de președinte. Ba, pardon, eu cred că este o chestiune care ține de președinte și eu cred că președintele ar putea și ar trebui să lanseze o dezbatere în societatea românească despre o modificare de substanța Constituției. Adică dacă USR va avea președinte, vreți să modificați Constituția? Asta să înțeleg. Dacă USR va avea președintele, cred că ar trebui să lanseze o dezbatere largă în societate despre modificarea Constituției, care poate fi făcută, evident, doar cu ajutorul Parlamentului și mai apoi cu un referendum constituțional. Două treimi din numărul parlamentarilor. Mai am o întrebare legată de sondajele astea de opinie. Sunt cifre ciudate. Văd Dan Barna. Evident, le luăm cu titlul de inventar. Eu nu cred în sondajele astea de opinie, mai ales în IMAS, de exemplu. Dar și sondajul făcut de liberali, SOP-ul de săptămâna asta, la începutul săptămânii, îl dau pe Barna undeva la 16-17%, sub scorul obținut de USR la europarlamentare. Are dificultăți Barna să recupereze din publicul USR sau sunt foarte mulți useriști care îl votează pe Iohannis? Nu, cred că e o problemă de notorietate și eu asta vă spun din perspectiva celui care am strâns semnături în stradă. Într-adevăr, brandul USR este mai puternic în momentul de față decât numele lui Dan Barna. Știam acest lucru în momentul în care am pornit în această precampanie de strângere de semnături, dar se recuperează rapid. Confirmați că Dan Barna este unul din candidații care vor să se consolideze în această campanie. Da, categoric, așa este. Dar e de accentuat faptul că în sondajul respectiv, cel de la IMAS, nu l-am văzut pe celălalt pe care ați făcut amintire, Dan Barna era pe locul 2, ceea ce confirmă lucrul pe care noi tot îl spunem. Dan Barna va fi alături de Klaus Iohannis în turul 2 la alegerilor prezidențiale. Domnul Terheș spune că doamna Dăncilă este pe locul 2. Acum... că se ceartă doi, al treilea câștigă. Domnul Zeidler, am o singură întrebare, Mihai Neamțu, Mișcarea Populară. Spuneți-mi dacă dumneavoastră veți pleda pentru o dezbatere între principalii candidați, mă refer la partidele parlamentare. Dacă doriți ca domnul Barna, alături de domnul Iohannis, alături de domnul Paleologu și ceilalți candidați, să fie într-o dezbatere televizată de maximă audiență. Nu aș putea să răspund altfel decât cu da. Noi vă felicit pentru spiritul democratic. De la bun început e nevoie de dezbateri largi în societatea românească. Democrația nu înseamnă doar un vot, o ștampilă pe o hârtie, înseamnă largi dezbateri. Democrația durează timp pentru a fi exercitată calitativ și costă bani. Democrația trebuie menținută în fiecare zi și trăită. Corect. Dar așteptăm dezbatere, ca să zic așa. Poate spune și colegul noastră deputat de la Arad să vină într-o dezbatere cu mine, dacă tot țineți atât de morțiși la ceea ce înseamnă dezbatere, pentru că democrația este de la nivel local până la nivel național. Să aveți aceleași principii peste tot. Bănesc că e domnul Falcă cel care vorbește acum. Da, da.
Cu siguranță știți că noi avem un proces intern de desemnare a candidatului USR la primăria municipiului Arad. Când acest proces va fi finalizat și va reieși care este candidatul la primăria municipiului Arad? Da, se știe, va fi domnul deputat, nu trebuie să... Între noi aici nu ne aude nimeni, se știe, va fi domnul deputat. Deci nu vă faceți probleme, dar până acum, în calitate de deputat, în calitate de deputat, putea să aibă până acum o dezbatere. Să revenim la chestiuni mai naționale, așa. Domnul Zeidler, da, totuși cu o scurtă, îi dau replică domnului Palcă. Să știți că democrația înseamnă că rezultatul nu se știe înainte să se voteze. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar că la dumneavoastră se știe, citiți presa locală. Nu, Dan Bucura, te rog. E o competiție deschisă. Domnul Zeidler, bună seara, Dan Bucura sunt. Am și eu o curiozitate care ține mai mult de bucătăria internă a USR-ului, dar m-a surprins așa și poate ne lămuriți. În această perioadă, dincolo de primăria Radului, mai faceți un sondaj intern pentru șefia partidului. Că... Nu este un sondaj, este chiar o... Da, alegeri interne, mă rog. Eu vă întreb, se presupune că USR-ul, măcar așa ca, eu știu, ca slogan, dacă nu chiar și real, merge pe ideea că va avea președinte în țara asta, nu? Că de-aia îl trimite pe Barna la luptă acolo. Și atunci eu vă întreb, ce sens are să faci niște alegeri acum, să-l pui pe Barna președinte... După care, cât mai avem, 2 luni jumate, ajunge președintele României și trebuie să faceți iar alegeri. Era o curiozitate așa tehnică, să zic, dacă îmi permiteți. Și răspunsul, să știți că este unul tehnic, e o dezbatere, adică e un punct de vedere valid cel pe care îl ridicați. Am avut această discuție internă, conform prevederilor noastre statutare, acest proces electoral intern urma să aibă loc între alegerile europarlamentare și înainte de alegerile prezidențiale. Deci, practic, era o lege internă, dacă vreți, pe care nu am putut-o modifica noi în timp și care ne obligă ca acest proces electoral să aibă loc înainte. Da, nu e o muncă decisivă, adică dacă candidatul, cum sperați și credeți toți în el, va ajunge președinte, mai faceți o dată alegeri, nu? Asta să fie cea mai mare problemă a societății românești, faptul că USR va mai avea încă un rând de dezbateri și încă un rând de alegeri. Confirmă ceea ce spuneam anterior. Democrația trebuie trăită în fiecare zi și înseamnă largi dezbateri. Mai ales când mai pe românește vrei să-ți securizezi scaunul, că dacă pierzi alegerile să rămâi măcar președinte la USR. Nu, dar ce zice acum? Vă rog, domnule Zeidler, o replică la remarca mea răutăcioasă. Scuze, au vorbit mai multe persoane în același timp și nu am auzit care este remarca. Nu, domnule Zeidler, v-am spus că e bine măcar să fie președinte la USR, să-l securizeze scaunul, că dacă nu e președinte în funcție, poate se face un puci și îl dau afară după ce pierde alegerile prezidențiale. În sensul ăsta zic. Da, confirm, este o remarcă răutăcioasă. Mulțumesc. Așa e. Pauză comercială, Dan Barna, discutăm despre el după o scurtă pauză comercială. Este o mare minciună pe care vreau să o demontăm, o învârt și alți lideri din opoziție, e povestea cu alegerile anticipate. Oameni buni, nu mai credeți toate minciunile scrise pe internet, că primesc și eu, am primit săptămâna asta, cred că sute și mii de mesaje. Domnule Stire, spuneți să militați la televizor pentru alegeri anticipate. Oameni buni, nu se pot face alegeri anticipate. Trebuie să terminăm cu prostia asta, cu minciuna asta, inclusiv de la oameni care știu lucrul ăsta. Și pe mine asta nu mă deranjează. Mă deranjează inclusiv la Dan Barna, da? Care spune pe toate gardele, domnule, gata, dăm jos guvernul, după aceea alegeri anticipate. Nu se pot alegeri anticipate. Chiar dacă o dau jos pe Dăncilă peste o săptămână, rămâne prim-ministru până după alegerile prezidențiale. Deci de Dăncilă, Moș Nicolae și Moș Crăciun o să fie cu doamna Dăncilă prim-ministru. Nu vă faceți griji de lucrurile astea. Am datoria să vă spun lucrurilor sincer până la capăt. În România, în perioada următoare, o să urmeze o criză politică și guvernamentală prelungită. Pentru că alegerile anticipate nu pot să se facă într-o perioadă rezonabilă de timp, poate după alegerile prezidențiale, dar foarte complicate, să fie un consens politic. Doamna Dăncilă va rămâne cel mai probabil prim-ministru după ce va fi căzută la moțiunea de cenzură, va fi demis guvernul prin moțiune de cenzură și vom bate apa într-o situație asemănătoare Italiei, de exemplu, cu o criză politică prelungită, de exemplu, cum am discutat în prima parte, fără ministru de interne,
se va întâmpla ca în 10 zile să n-avem ministru de interne, să preia ministerul un secretar de stat și așa mai departe. Deci turbulențele astea politice și criza se va prelungi dincolo după, de alegerile prezidențiale și după sărbătorile de iarnă. Poate că va continua, poate și în ianuarie și în februarie, cu o soluție și cu o responsabilitate, mai exact ăsta este cuvântul, care îi aparține și revine președintelui Iohannis. Și înainte de alegerile prezidențiale și după, dacă va fi ales în al doilea mandat. Deci prognoza mea, și luați lucrurile așa cum vi le spun, că așa se va întâmpla, asta e viața, dar în Bucura, va fi criză. Va fi criză, va fi instabilitate și vor urma turbulențe complicate, mari, este, pardon. Criză este, avem o criză de multă vreme, de ani, de zile încoace. Hai să spun așa, noi ne prevalăm, apropo de discuția cu domnul Augustin Zegrean de mai devreme, ce o să facem, că trec 45 de zile, interimar. Unii spun că o să cadă dăncilă și gata, da, o să furgă lapte și miere. Nu o să cadă dăncilă. Frumos, uite, aproape că fac cu tine prin soare aici, deși nu-mi place să spun așa în direct la televizor, că nu o să cadă nicio dăncilă. Dar spun un lucru, noi avem povestea asta că, domne, ce o să facă ministerele că sunt neconduse? În anii ăștia trei am avut cumulate luni întregi de interimar la ministere. Pleca unii că nu mai erau buni, se certau, guvernul 1, guvernul 7. Era un minister, a plecat Olguța de la muncă, s-a dus la transportul și a rămas pe drumuri. Au fost luni întregi, luni de interimar. Crezi că interimarii ăia, cât au fost ei, că lua pe ăla, gata, bă, tu te ocupi luna asta, ești ministru aici. Ăia chiar au putut să pună ordine și să conducă ministerele, ministere grele, dezvoltare interimar, transporturi. Domnule, ministere, venea unul o lună, două, gata, hai să vedem ce-i pe aici, el oricum avea și portofoliul lui. Vă spuneam criză este. Una dintre marele minciuni vândută de lideri ai opoziției, de ce nu, este povestea cu alegerile anticipate. Haideți să le vedem pe Dan Barna, care o ține langa de vreo câteva luni, chiar și înainte să fie criza asta cu plecarea ALDE de la guvernare. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Nu mai există o legitimitate a actualei guvernări. Vom susține moțiunea de cenzură. Suntem în săptămâna viitoare, luni, marți, o să am discuții cu partidele din opoziție pentru a vedea pe ce număr de semnături putem conta, pentru a vedea oportunitatea momentului de punerii moțiunii de cenzură. Acest guvern trebuie să plece pentru că nu mai are legitimitate pe de o parte, pe de altă parte nu mai există majoritatea parlamentară care l-a propulsat. În situația în care moțiunea de cenzură va trece, se deschide posibilitatea reală a alegerilor anticipate. Pe următorul mecanism, se va putea propune un premier din oricare non-PSD, pentru că sunt convins că președintele Iohannis și i-am solicitat lucrul acesta și am înțeles din mesajul domniei sale, nu va mai da, sper, încă o șansă PSD-ului. Și atunci se va propune un premier, Parlamentul va putea să respingă acest premier, se repetă secvența și intrăm în logică de alegeri anticipate. Dacă facem un acord politic, care e posibil, e foarte posibil, între celelalte partide, mai puțin PSD, respingând doi premieri, putem intra într-o logică de alegeri anticipate foarte firească, foarte normală, prin care închidem o criză politică în care România riscă să alunece. Barna ori este naiv, ori face pe naivul, domnule Terheș. Deci cum e povestea asta cu anticipatele? Domnul Barna, înainte de a da astfel de sfaturi, i-aș indica să citească Constituția. Constituția spune că nu poți să ai alegeri anticipate la 6 luni înainte de alegerile prezidențiale. Corect, asta mai e mult simplu, atât. E ușor de doar prin găsit, faptul că chiar și pe internet. Doar prin faptul că Parlamentul respinge două propuneri de prim-ministru, nu înseamnă că Parlamentul se dizolvă. Așa au este. Loc consultări între liderii celor două camere din Parlament cu președintele și se poate merge la o doua, la a treia, la a patra, la a cincea, la a zece. Nu spune Constituția că după două se dizolvă automat. Așa este. Mai este un aspect aici. Gândiți-vă că vor fi alegeri la sfârșitul lui noiembrie. Va fi un președinte care intră în mandat efectiv în ianuarie. Prin urmare, dacă să presupunem pe logica dânsului, va fi să se facă astfel de alegeri anticipate. Cine le va convoca? Actualul președinte sau cel care va veni din ianuarie încolo? Dacă va fi cel din ianuarie, că va fi culmea să-l convoce actualul și președinte. Și cum le convocă vedeți viitorul aici președinte? Tot ceea ce spune, pentru că oamenii aceștia, din păcate, nu își asumă responsabilitatea. De la Pro-România, care au fugit toți fugarii de la PSD, vor anticipate să piardă un an de mandat? Dacă sau de la cu atenție discursul USR-ului și a Plusului, am văzut și în Parlamentul European, este un discurs demagogic. Oamenii aceștia fug de răspundere. Au fost la guvernarea României un
an de zile și ceva și toată lumea știe că guvernul zero. Oamenii aceștia nu au soluții la problemele pe care România și românii le au și atunci caută astfel de chichițe pentru a evita responsabilitatea să intre la guvernare. Am în dreapta mea un reprezentant PNL. Dacă dânșii au majoritatea în Parlament și obțin voturile să demită guvernul actual, să vină dânșii la putere împreună cu putere. PNL-ul are 20% în Parlamentul Național. E foarte ușor, știți, e foarte ușor să stai în opoziție și să acuz. Nu s-a făcut cu tare. Mă întorc înapoi la datele statistice evidente. Economia României a crescut, puterea de cumpărare a României a crescut, locurile de muncă în România sunt și nu sunt suficienți oameni care să le ocupe. Și de ce nu vă mai cede aproape nimeni, domnule Terheș? Și PSD-ul scade. Nu vedeți că ceva nu e logic în toată povestea? Crește puterea de cumpărare, e lapte, uitați-vă, vă dau un exemplu pe care l-am să facem o chestie rezonabilă. Dacă PSD a făcut... Dan Bucura, te rog. Dacă PSD a făcut în 2016 un 43% cu redistribuirea mea spre 46-47, e rezonabil ca după 3 ani de guvernare să scazi 10%, ok, PSD-ul ar fi trebuit să fie la un 35%, nu la 20% sau la 17%, la 18%. Ceva s-a întâmplat. Nu, adică știți bancul ăla din Ardeal, că cred că în toate provinciile istorice, dacă spun 3 că ești beat, duci acasă și te culci, nu? Păi nu? Ceva nu e ok în ceea ce susțineți dumneavoastră. Dacă ar merge totul bine, atunci PSD-ul n-ar fi acolo unde este. Că există o problemă de comunicare, că există o problemă de modul cum se explică anumite politici guvernamentale, pot fi de acord. Dar vă dau un exemplu pe care l-am întâlnit în campania electorală la europarlamentare. Eram în Oradea. Am mers în campanie. Din vorbă în vorbă, aud despre un nou cartier care se construiește la Oradea, știți, cu un primar PNL. Și îmi spune cineva, dacă mergi în cartierul respectiv, vei auzi vorbindu-se italiană în cartier. Păi zic, normal, zic, au venit românii care au lucrat prin Italia și acum lucrează aici. Nu zice. Cei care lucrează acolo și mai ales cei care pun faianță sunt italieni din Italia, au venit să lucreze în România pentru că fac mai mulți bani în România în construcții decât fac în Italia. Bun, asta nu ce e... am spus cu asta? Păi nu, ce v-am spus? Păi nu, lucrurile... E prima dată când auzi așa ceva. Vorba, no comment! Pe lângă vietnameză avem și italian. În Arad lucrează 2800 de oameni din Ungaria care trec în fiecare zi granița. Ce ați auzit dumneavoastră în Oradea? Este vorba de firma care pune pavelele în piață, care era o firmă italiană, chiar în spatele pieței, că chiar ne-am întâlnit cu ei, care au adus forță de muncă din Italia, cei care au pus pavajul. Deci este real la dimensiunea unei firme care lucrează în Oradea. Dar acum, referitor la declarația domnului Barna, un pic, pentru că domnul Barna a spus un adevăr. Și trebuie, știți că omul când vorbește acolo, scapă adevăruri. O să vorbesc cu prietenii mei din opoziție. Noi ne aducem aminte de imaginea când s-a întâlnit cu domnul Ponta la Bruxelles și încercat ca să-l introducă pe domnul Ponta și pro-România la ALDE. El a fost negociatorul și până la urmă a avut o respingere. Dacă vă aduceți aminte, se discuta despre... Barna vrea să-l bage pe Ponta la ALDE, la grupul european nu ALDE. Da. Acum e reuniu. ALDE era înainte. Asta e informația. Noi am văzut poza, dar nu știam ce e în spatele pozei. Asta a fost discuția atunci, au fost interesele și trebuie să vedem de unde a venit blocajul. În momentul în care domnul Cioloș trebuia să candideze pentru funcția de președinte, a spus că nu poate să câștige o astfel de competiție în interiorul grupului dacă aduce pe pro-România pe domnul Ponta. De aceea, ce spune domnul Barna acolo cu prieteniile, are un sens, dar are sens până cade un guvern. Întrebarea este, de ce opoziția reală, PNL, USR și PMP, da? aceste trei partide, trebuie să-și asume, dacă guvernul va cădea, să-și asume un guvern minoritar, pentru că o țară se guvernează. De o țară trebuie să ai pentru grijă. Că aveți 33% împreună în Parlament. Guvern minoritar cu 10 puncte clare, cu un deficit foarte clar bugetar, îți pui câteva puncte despre economie, 1% investim și duci un an guvernul. Dacă nu, criză politică, criză economică. Pentru prezență urmează lumea lui Banci, urmează o săptămână de foc. Se lucrează la moțiunea de cenzură. O să vedem cum va evolua săptămâna. Mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine. Numai bine!